Pe 25 martie 2012, la Iași se inaugura Institutul Regional de Oncologie, a cărui construcție a durat mai bine de 16 ani. Momentul aniversar a fost marcat prin deschiderea Centrului de Screening și Diagnostic în Boli Oncologice, în prezența Ministrului Sănătății Alexandru Rafila. Acest centru, dincolo de un pachet de servicii preventive în domeniul oncologic, screening de cancer de col, screening de cancer de sân, screeningul cancerului colorectal, oferă și alte servicii de sănătate în regim ambulatoriu, ceea ce este foarte bine pentru că crește adresabilitatea în zona de screening, pe de-o parte, și pe de-altă parte poate să completeze și veniturile acestei unități, care este funcțională. Noul centru va asigura pacienților servicii de screening pentru depistarea cancerului de col uterin, de sân, de prostată, de piele și a cancerului colorectal. Punctăm astăzi, 25 martie, 10 ani de funcționare a Institutului Regional de Oncologie Iași. Știți cele două proiecte pe care le implementează Institutul, proiectul de screening de col uterin și cel de sân. La fel de bine știți că de ceva timp noi facem și screening pentru cancerul colorectal și cancerul de piele și ne dorim să populăm clădirea asta cât mai repede. Depistarea oricărei boli la timp înseamnă o boală vindecată, cu atât mai mult cancerul. Screeningul se adresează persoanelor sănătoase și ajută la depistarea oricărei boli. Asta ne dorim noi să facem aici la centru de screening. Centrul este practic primul centru de screening integrat din România, cel puțin după cunoștințele noastre, și va asigura principalele proiecte de screening care se pot desfășura. În scurt timp, în câteva săptămâni, vom angaja un grup de dermatologi care să se ocupe de partea de screening pentru melanomă, o boală foarte gravă, și pentru monitorizarea leziunilor pigmentare, tegumentare, care sunt cu probleme. În cele două zile petrecute la Iași, Ministrul Sănătății Alexandru Rafila a vizitat mai multe unități spitalicești. A fost neplăcut impresionat de starea în care se află unele clădiri ale Spitalului Sfântul Spiridon. Am mers la Spitalul Sfântul Spiridon, unde, din punct de vedere al infrastructurii, al clădirii, nu puteam să fiu foarte optimist. Astăzi devin mai optimist pentru că văd clădiri noi care oferă la standardele necesare din secolul 21 din Uniunea Europeană acces la servicii de sănătate pacienților din România, și noi o să facem tot ce putem încât să vă sprijinim inclusiv pentru atingerea acestor ținte pe care le aveți. Centrul de screening și diagnostic în boli oncologice din regiunea Moldovei a fost realizat cu fonduri asigurate prin Compania Națională de Investiții.